Doamna Crina, într-o discuție cu doamna Mirela, vorbea despre Andreea, despre Andreea și Bogdan și despărțirea lor, iar doamna Crina a spus că nu crede cumva că acesta este motivul, singurul motiv pentru care s-a despărțit Andreea de Bogdan, cel cu jocurile de noroc. Zicea că poate a contribuit și asta și poate că nu e conștientă, dar de fapt nu acesta, aceasta este cauza. Nu a zis-o cu subiect și predicat, dar a dat de înțeles că ar fi fost doar un pretext și apoi doamna Mirela i-a zis că îi pare rău de situație ce să zică, iar doamna Crina a spus că dumnea ei nu. A încercat să uh, explice doamnei Mirela că nu avea cum să fie un jucător, așa cum a fost uh, discutat în emisiune, pentru că el s-a descurcat singur, s-a întreținut și a plătit datoriile și a rămas și cu bani, uh, datoriile lunare, uh, facturi uh, rata la bancă și a rămas și cu bani să trăiască, să mănânce. I s-a cerut și Andrei un punct de vedere vis-a-vis -vis de această situație și spunea că le dă dreptate mamelor și că a încercat. Au încercat amândoi să funcționeze relația, dar dacă nu se poate, nu pot să continue să trăiască într-o continuă tensiune.